Alin Ioaneș, pe care l-am invitat să ne abordeze tema strategiei de a deveni un jucător european pe piața bateriilor, apropo de ceea ce spunea și Răzvan Nicolescu, oportunitatea de a inova în materie de stocare a energiei verzi. Câteva cuvinte despre domnul Ioaneș, are experiență de peste 20 de ani în management și leadership în afaceri internaționale, în principal în domeniul producției. Activat timp de 15 ani în cadrul VersaPac Group, unde a fost director general pentru filiala din România. Consilier autorizat, procurist, filiala germană și director general al grupului. A ocupat funcția de director operațional pentru Delta Med SRL, principalul producător de ambulanțe și vehicule speciale din România. A fost membru în diferite consilii de administrație și are studii de management, de exemplu un MBA, Master in Management Strategic. Alin Ioaneș, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc frumos! E un pic dificil să vorbesc după antevorbitorii mei, însă Răzvan mi-a ridicat cumva mingea la fileu. Într-adevăr, avem o oportunitate fantastică, așa cum am menționat de câteva ori. Cred că vorbim de un Energy Storage Revolution sau un 21st Century Rush, să spunem așa, metode de stocare a energiei, ținând cont de tot ce înseamnă politica mondială și europeană de reducere a dioxidului de carbon. Să sintetizez apropo de ce cred că ne lipsește. Cred că ne lipsesc cei trei mari piloni, și anume viziune, strategie și execuție. Cred că de aici pornește de multe ori și problema pe care o avem în a identifica soluții în anumite zone, pentru că ne lipsește această viziune, strategie de țară și, cu siguranță, execuția în realizarea anumitor strategii. Da, avem sume importante în fondul de reziliență. Așa cum spunea și Răzvan, este extrem de important să știm cum utilizăm acești bani, să prioritizăm, să ne conectăm cu capabilitățile noastre și să alocăm bani în zonele care ne pot aduce plus valoare. Revoluția industrială din secolul XIX a produs schimbări majore în ceea ce privește procesele de producție. Cred că acum, la începutul secolului XXI, vorbim de o revoluție energetică care va aduce niște schimbări majore în ceea ce privește sursele de energie și respectiv poziționarea diferitelor state în această ecuație. La fel, Ionuț Dumitru menționa la un moment dat că am pierdut startul. Cred că și aici am pierdut startul. Startul cred că s-a dat un pic mai devreme, dacă ne uităm, cel puțin dacă vorbim de industria în care activăm noi, cea bateriilor sau a metodelor de înmagazinare, salvare, stocare, energy saving, storage, putem să spunem că statele din jurul nostru au furat și ele startul. Vorbim de investiții masive care se derulează în Ungaria, în Polonia. Noi nu suntem un jucător în această piață, deși am avea niște elemente de tradiție pe care le-am putea utiliza. Nu vreau să aduc în prim plan acum Rombat sau Prime, în care suntem și noi parte. Avem în derulare o linie de producție celule litiu-ion la București. Sunt planuri mari din această perspectivă, însă cred că acest subiect ar trebui să fie un subiect strategic la nivel național.
Dacă ne uităm la investițiile din țările din jurul nostru, vom vedea că sunt jucători importanți care creează alianțe, sunt investiții strategice care se realizează în ideea creării unor avantaje strategice pe termen mediu și lung. Putem să fim parte acestui proiect, însă ne trebuie aceste trei elemente. Viziune de țară, strategie și respectiv execuție. Suntem printre altele, Rombatul vine dintr-o perioadă comunistă și reușește, este printre puținele branduri, poate putem număra pe degetele unei mâini, brandurile care au reușit să parcurgă perioadele astea tulburi și să se reinventeze tot în funcție de challenge-urile care au venit în decursul timpului. Suntem și acum într-o perioadă în care ne reinventăm pentru că vrem să facem față acestui challenge pe care îl avem pentru a ne poziționa în dinamica și evoluția pieței energetice din următorii ani. De multe ori am impresia că ne uităm la trecut prea mult fără să ne uităm cu atenție la viitor. Și cred că asta e un focus pe care trebuie să îl avem, să ne uităm mai cu atenție la viitor, la ce perspective ne oferă viitorul, să utilizăm momentul și să nu pierdem momentul. Foarte bine menționa Răzvan Niculescu mai devreme faptul că poate așteptăm prea mult și ne ducem ca la pomul lăudat la acest fond de reziliență, dar s-ar putea să fie anumite zone pentru care utilizarea momentului e extrem de sensibilă și ar trebui să dăm cumva un boost în aceste zone. Suntem aici să vorbim de proiecte viitoare. Proiectul nostru de bateriile litiu-ion este un proiect extrem de ambițios și sunt super convins că vom mai vorbi pe tema asta.